Împreună și alături de dumneavoastră, deoarece prin ceea ce dumneavoastră astăzi faceți aici, dă dovadă de multă maturitate și o amplă activitate pe care dumneavoastră o aveți pentru ceea ce înseamnă activitatea Partidului Social Democrat. Aș vrea să fiu un pic mai direct și aș dori ca de fiecare dată să fiți mai impulsivi, pentru că sunteți o echipă tânără, performantă și am constatat prin experiența, nu pot să spun că e o experiență atât de vastă în politică, dar de fiecare dată în rândul seniorilor mai sunt reticențe și nu de fiecare dată vă atrag pe dumneavoastră tineri și care sunteți și specialiști. În ceea ce înseamnă regionalizarea, urmează ca în perioada 2014-2020, dumneavoastră, dacă veți fi cooptați, veți fi alături și dacă primarii noștri și celelalte unități administrative vor avea încrederea în dumneavoastră, ceea ce eu sper, să fiți acolo unde trebuie, și programele ce urmează a fi implementate să fie mult mai ample și să meargă în continuare o activitate permanentă a ceea ce înseamnă infrastructura în județele noastre din regiunea Olteniei. Constatând că numai în acest mod vom fi și noi performanți și vom fi acolo unde este locul României. Mulțumesc celor 5 președinți PSD din cele 5 județe, Gorj, Mehedinți, Dolj, Olt și Vâlcea, pentru această inițiativă și vreau să vă promit că, indiferent din ce județ sunteți, de fiecare dată când sunt probleme și în ceea ce pot și cât pot, voi fi alături de dumneavoastră, permanent, și vă rog insistent, mergeți și insistați pe lângă seniori. Încă o dată, mă repet, mai sunt unele reticențe. Fiți direct și de fiecare dată să fiți dumneavoastră cu un pas înaintea celor din partidele care sunt în urma PSD-ului. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes!